Gala Teatrului Național din Craiova 2017 și-a propus să reunească și să răsplătească publicul fidel, artiștii, voluntarii și jurnaliștii care au fost alături de-a lungul anului la promovarea proiectelor instituției. Astăzi foarte tare aplaudați. Nu știu cât vom putea să-i aplaudăm de tare încât să acumulăm 20 de ani de aplauze și să îi grupăm în această seară. Constantin Cicor! Au fost decernate premiul special, premiul publicului, categoria actor, actriță, spectacol, regizor, scenograf pentru spectacolele din 2017. Mulțumesc conducerii Teatrului Național din Craiova că mi-a oferit marea bucurie de a numena premiul special în această a doua ediție unui uriaș actor al scenei craiovene, al Teatrului Românesc și, de ce nu, al Teatrului European. Este vorba de colegul meu, Valer de la Chiesa. Mulțumesc frumos, maestre. Sigur că un premiu indiferent care este, nu are datoria decât să te bucure. Actorul Horațiu Mălăele a încântat publicul cu un recital și celebrele sale caricaturi. În ciuda aparențelor faciale și pe mine m-a născut o femeie. Eu m-am născut în România. Foarte bine. Întrebarea e de ce? Răspunsul e simplu. Am vrut să fiu cât mai aproape de mama. Maria Răducanu, una dintre cele mai bune voci ale jazzului românesc, a susținut un concert de muzică veche europeană și fado, combinată cu muzică populară românească și jazz. Au mai fost acordate premiul pentru critică de teatru, premiul pentru fidelitate, celui mai fidel spectator, și premiul pentru voluntariat, celui mai activ voluntar. Prezentatorii galei au fost actorii Tamara Popescu și Constantin Cicort.